Examenul de bacalaureat a amânat exercițiul de verificare a sirenelor de alarmare publică. În contextul desfășurării unei probe a bacalaureatului, pentru a nu crea disconfort în rândul elevilor și a profesorilor, în cursul zilei de miercuri, 3 iulie, nu au mai fost verificate sirenele de alarmare publică. Reprezentanții inspectoratelor pentru situații de urgență sunt alături de toți cei care parcurg examenul maturității și replanifică organizarea exercițiului de alarmare a populației pentru miercuri săptămâna viitoare. În această perioadă, utilizarea sirenelor se va realiza doar în situații reale în care este necesară dispunerea de măsuri de autoprotecție pentru populație. Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația prin intermediul sirenelor sunt dezastrele naturale și calamitățile, care pun în pericol viața persoanelor.